O țărișoară atât de mică naște talente atât de mari. Sperăm că și urmașii lui Ștefan vor fi la fel de talentați. Da. Mihai Mințeanu, naș motor de viață. Monstrogi? Знаете? Не. Нет? Только Нику цер монстроги. Hello, Нику. Hello, Таня. Hello, Миша. Да, да, да. Cum te numești? Mă numesc Cezar. Cezar, câți ani ai? Am 13 ani. Foarte mulți ani, cred că ești aproape bărbat. Cu ce talent ai venit la noi? Am venit să vă cânt. Hai să te auzim. Una cioara mea, o cometă ce se umple lipsa ta. Numele tău să-i pun. Auzi, cochetează cu Talia. Să-i urmă bun, așa cum n-am văzut. De fiecare dată, chiar. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus oare că ești acăzătoare? Par cu cer vei răsări, par meu sunt nori. Una goara mea, au trecut emoțiile sau nu? Da. Ai scăpat, da? Ai vrut să scapi mai repede sau nu? Nu. Nu? Ți-a plăcut? Da. Așa, cum aplaudă oamenii, te-ai simțit ca un star adevărat. Ai văzut cum e să fii artist adevărat, da? Ce pot să spun, Cezar? Ai cântat, nu rău, dar nici nu prea bine. Bun, e un început și foarte bun. Nu e rău. Numai că, părerea mea, e prea puțin pentru a merge mai departe în acest show. Mihai? Dar și a mea tot așa este, Cezar. Tu trebuie să te ocupi cu canto, trebuie să cânți și trebuie să te înveți să auzi că nu este prea în tonalitate. Eu știam că nu este în tonalitatea mea. Este cam pe alături, știi? Și asta deranjează. Eu zic că tu ai potențial. Poate nu ai fost cel mai pregătit anume pentru azi, pentru că nu ți-a fost atât de comod. Dar eu, Cezar, o să te încurajez, o să-ți spun da, ca să muncești în continuare. Să nu te lași de muzică, da? Hai, să știi că ești un curajos. Foarte curajos. Mulțumesc. E o etapă pe care ai trecut-o foarte bine. Ai văzut cum te-a aplaudat sala. La fel au aplaudat și cei de acasă. Transmitele salutări tuturor. Vă iubesc! Vă iubesc!